În timp ce guvernul României impune restricții dure pentru cetățeni, liderii partidului de guvernământ se țin de șprițuri și caterincă. Vă prezentăm un nou video incendiar cu unul dintre cei mai importanți lideri PNL, Daniel Fenechiu, filmat de proprii colegi la o partidă de machială. În timp ce în spațiul public liderii Partidului Național Liberal fac apel la seriozitate și decență, întâlnirile interne fac deliciul presei în ultima perioadă. În mediul online apar din ce în ce mai des înregistrări șocante cu șprițuri și multe paranghelii, avându-i ca roluri principale pe mai mari șefi liberali de la București. Au domnul Ganea, ia uite-te. Sunteți în direct și le faceți poftă. Eu, nu domnul Ganea. I-a dus pe la o podgorie de undeva de lângă Luxemburg, să știi, foarte mișto podgoria, un coniac din anul nașterii mele, are 50 de ani. Așa, când e un moment important, beau câte un păhărel, îmi stimulează creativitatea, așa, deci e foarte, foarte ok. Așa. Și ca lumea să nu știe ce fac, bem din ceșcuță, știi că pe vremuri când eram elev și cântam anumite reguli, puneam în ceșcuță. Așa, zicem, domnul Ganea, noroc, prins Darignac. Agos, o masă, Daniele. E, domnul Ganea, dacă veneai și tu cu un pește, ce mișto mergea după un coniac să ducă... Deci, Daniel, îmi dai voie să-ți dezvălui secretul? Ia-s-o. Fraților, are ceai de mușețel acolo. Mi-a dat și mie și știți că eu sunt nebăutor. Daniele, ești acasă sau la Chișinău? Bă, eu sunt acasă. Nu mă lasă Preda și cu Cazanciu să mă duc la Chișinău, vor să mă carantineze, vor să cer de la judecător permisiunea. Eu sunt o victimă, mă, în țara asta. Eu vreau să terminăm cu astea, să... Ăștia, adevărul e că ai figura victimei tradiționale. Nu te mai aud.